Da, mă! Da, mă! Da, mă, băiatule, mă, dacă spun pe onoarea mea, ți-l dau pe Predescu, nu mai vrea, mă, la PNL deloc. Nu e, nu se simte bine, n-a jucat la nicio moțiune, nu-l bagă Orban ăla la conferințele de presă, la nimic, mă, nicio declarație politică. El se antrenează, săracul, e serios, e, dar vrea să fie și el acolo, mă, tată, mă, în primul 11 al partidului. Păi, da, s-a săturat să-l aplaude din tribună pe Bușoi. Ce dracu, mă, tu l-ai aplaudat, mă, pe Bușoi ăsta vreodată? Băi, vezi, și atunci. Deci ți-l dau pe Predescu la PMP, dar îmi dai doi pe el. Doi, da, un senator și un deputat. Altfel nu-i dă drumul Orban, nu. Sau un senator plus diferența. Cu 100.000 zic că e ok, dar plus partea mea, să știe. Da, da. Stai că mă sună de la PSD. Deci pregătește banii, e făcută. Da, mă, tăticu. Nu, mă, nu se răzgândește băiatul, mă, e om serios, mă, a fost și la UNPR, a fost, când zici o treabă, aia e. Păi da, hai, să trăiești. Îl mai las, a mai sunat de două ori, n-am răspuns, nu, îi dau fir, hei, hop, du-te, hop. Alo, da. Da, Liviu, da. E, na, știi cum e, ocupat, ședințe, probleme, întâlniri, mai ales în perioada asta. Dar te sunam eu înapoi, mă, băiatule, să știi. Acum cu moțiunile astea pe bandă rulantă, cu toate partidele și partidulețele care apar, îți dai seama că e nebunie, sună telefoanele ca videochatistele alea la Ilie Năstase. Așa? Da? Înțeleg. A, nu! Nu pomă, Liviule, nu pomă, tăticule, nu, sunt netransferabili. Da, mă, am vorbit și cu Victor, mi-a zis că nu pleacă din Pro-România nimeni, căci că ar vrea el să ia ceva de la tine. Ce să-i dai? Nu, vă rog, nu, aia vă dați voi în privat, nu pot eu să-i zic lui, că na, mă știi că-s băia cu educație, nu pot eu să vorbesc așa. Da, da, mă, Liviu, deci cât? 300.000 pe lulache? E slab, mă, nea Liviu, mă, eu zic că nu face banii. Ridică mâna când îi zici, e disciplinat, aplaudă și 3 ore în continuu dacă e cazul, da? Mai mult nu poți să-i ceri, nu. Zici că e copilul făcut de o cutie de pantofi cu un căruț de butelii. Nu, eu vorbesc cu Victor, să știi, da? Nu. Nu dă nimic oricât ar fi prețul. Bine, hai pa, hai. O să vedem, poate ne iese combinația asta. Alo? Victor. Ce fac, mă, Victore, mă? Ce fac, mă, băiatule, mă? Nu, mă, n-am nimic să-ți transfer. Nu, dar fii atent. Eu zic așa, că n-am. Mi-a zis Liviu să spun, ci că să-i dai pe Lulache. Da, exact asta mi-a zis și el că-ți dă ție. Da, sunt eschit. I-am spus, nu, că nu transfer nimic sub nicio formă, că e exclus, dar a zis că ar da 300.000. Alo, Victore? Așa, s-aude. Cum? 400? Bine, mă, Gogoș, hai că îl sun, da. 400, tăticule. Alo, da, salut, Liviule. E nebun, bă, Victor ăsta. Ți-am zis că e nebun, mă. 500, cică și e la voi, la PSD. Da, nebun de legat, i-am zis. Plus partea mea vine 600, o demență. Cum? Pleacă cu șoferul cu geanta? Bine, mă, Liviule. Cum? Ce să-i transmit mult? Hai, mă, nu, ți-am zis că nu folosesc eu vorbe de-astea. Bă, eu sunt om de comunicare, de marketing, de PR, analist politic, strateg, nu vorbesc eu de-astea. Hai, pa. Ia uite-l pe ăsta. Da? O, domnul Traian, să trăiți, respectele mele, domn președinte. Cum? Nu. Nu mai aveți, domn. Nu mai aveți, domne, niciun senator, niciun deputat, nimic, au plecat toți. Mi-au zis să vă transmit că a fost o onoare să fie în PMP cu dumneavoastră. Ce să le spun? Nu, și dumneavoastră. Nu pot eu să vorbesc așa, domnul Traian, nu-mi permit și apoi nu. Dar, apropo de asta, am înțeles că se întoarce domnul Anuții. Da, pe cât au plecat parlamentarii din PMP? Nu, pe nimic, șeful. Nu, numai ciurucuri, nu, liber de contract toți, niște panarame. Ci că nici matale nu i-ai plătit, că mai ai să le dai, că... Cum? Nu pot eu să le zic asta, domnule. Le dai matale când vă vedeți, domn președinte. Bine, respectele... Bine, respectele mele. Ne iartă-mă dacă nu... Duhnea prin telefon, domnule. Da! Da, poftiți!
Să trăiți, domnul impresar. Da, noroc. Despre ce e vorba? L-am adus și eu pe Fimiu, așa? Tânăr, în organizația de junior la PNL. Talentat, talentat. A zis și maestru Quintus despre el. Chiar a zis că e bun. Dacă ai găsit și lui ceva pe la PSD, pe la Pro-România, la seniori vrea. Du-te, domnule, de aici. Du-te. Serios? Îți duci copilul la politică singur, așa, cu mâna ta? Ma ta nu ești sănătos? Da, e bun de tot la politică, vă dau cuvântul meu, e nativ. Să-l vedeți cum scutură scamele de pe umăr. Să vedeți cum cară geanta, n-am eu o geantă acum. Așa? Vă spun, deci ține diplomatul pe cap de te plictisești, așa? Are permis, duce șefii acasă. E bun, bun de tot. Da, 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 am înțeles, nu. Deci am două cuvinte pentru dumneata. Exclus. Eu nu nenorocesc copiii, domnule. Du-l la școală, du-l la basket, poate mai crește. Du-l să facă niște limbi străine, niște... Nu vezi ce privire are săracul? E speriat, nu știe pe ce lume trăiește. Ce faci, mă, copil, așa? Ia zi, ce-i de... Eu... Așa? Alo, da? Da, Liviule? Na, mă, nu mai am nimic. Nu, e gata, s-a dat tot, s-a terminat. Nimic, jur. Jur că nu mai am absolut nimic. Niciunul. Ce să... De fapt, stai un pic, că... Auzi? Ia fii atent aici, pentru că mi-ești ca un frate, dar numai pentru tine, da? Băi, nu zici la nimeni, da? Am ceva de la copii și juniori, foarte bun, bun de tot. Bă, știe doctrină, mănâncă pe pâine, știe limbi străine, 4, 5, 6, 6 limbi străine plus 2 d-alea moarte, ținută, elegantă, o nebunie, ceva... Este... Da, mă uit acum la el, e ceva așa între Obama și Churchill ca prestanță, da? Produs de academie, plimbat pe afară, bă, altă clasă, ce să... Numai când îl vezi cum îți duce cafeaua, te-ai prins că are partidul în sânge. A? Dar vrea și el să joace la senior, mă, înțelegi? A? A? E, lasă-mă, lasă, că ne înțelegem noi la cașcaval. Dai ceva la semnătură plus comisiuni dintr-un viitor contract. Dacă va confirma copilul, normal, normal. Hai, hai, te pup, sănătate, numai bine. Domne... Eu ți-am zis înainte să pleci, da? Mai aveai o șansă. Acum s-a decis, e dincolo de noi, copile, te-ai nenorocit. Mergi la PSD. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Mare păcat că nu se dau zile libere și când sunt spectacole de-astea, cum a fost azi cu decizia CCR. Să fie tată, cu grătare până oraș, cu ecrane imense în piețe, să curgă berea, știi, ca la meciuri, și să vedem acolo porcăiala. Puh, ce tare ar fi! Curtea Constituțională a României a admis sesizarea guvernului privind decizia de revocare din funcția șefei DNA, Laura Codruța Kövesi, de către președintele României, Klaus Iohannis. Așadar, pe scurt, curtea spune că președintele trebuia doar să ia act de propunerea ministrului justiției de revocare a procurorului șef de la DNA. Nu comentăm aici pentru că nu e nimic de comentat, fraților. N-ai ce să spui. Haosul în societatea noastră izvorăște din altă parte, din implicarea politică în toate aceste numiri de șef de parchete. Aici e problema cea mai mare a justiției noastre. Asta și implicarea serviciilor. Zilele trecute a fost concurs la șefia DIICOT. A câștigat cineva, dar a fost prelungit politic, 100% politic, mandatul lui Horodnicianu. Doamna Kövesi n-a fost pusă nici prima oară, nici a doua oară prin concurs. A fost pusă prima dată prin negociere Ponta Băse. Cum a ales-o Băse pe Kövesi, am aflat zilele trecute. Da, a făcuse femeia baschetată. Am văzut și că a jucat în echipa națională de basket și era și femeie. Zic, bă, aduc un procuror, îmi imaginam pe cuvânt când am văzut CV-ul, zic că a jucat basket, deci e înaltă. Asta prima dată. A doua oară, Kövesi a fost numită de către doamna Prună, care a mințit pe toată lumea. A zis că face concurs, după care n-a mai făcut concurs. Indiferent ce va decide curtea, voi aștepta decizia, voi aștepta motivația, voi citi și voi acționa în consecință.
Ideea e să nu facă numiri unul ca Ciordache dacă e ministru și nici să nu demită unul ca Ciordache pe cine vrea, când vrea, când primește telefon de la partid. Am văzut și cum a acționat Băsescu, cum a ajuns el să ia decizia numirii lui Chioveși. Nu e în regulă. De-aia tot spun, poate că rolul principal ar trebui jucat aici de CSM. Un CSM care să-și asume cu adevărat misiunea de garant al independenței justiției în țara asta și care să iasă cu totul de sub influența politicului. Altfel, fiți siguri, se pornesc jocurile foamei după putere acum. Fanii PSD se bucură că e dată jos Chioveși, ăia diliți de anticorupție vor proclama moartea României. Ei bine, hai să enervezi și pe unii și pe alții, pentru că eu cred că greșesc și unii și alții. La fel cum Chioveși a greșit mult și repetat și la fel cum nu poți să lași legile justiției din România și numirile de șef din parchete la mâna unui partid care are imense probleme de credibilitate. Abia aici ar trebui să intervină inteligența, înțelepciunea și pragmatismul unui președinte. Dar vorba aia de unde nu e. Din când în când iese Olguța Vasilescu și ne amenință. Bă, vedeți că dăm legea pensiei, da? Aveți grijă că acu o dăm. Acu! Alo, pensionarii! Cine nu papă tot, vine legea pensiei la el noaptea și... Gata, doamnă, am înțeles. Ne pregătim de noi scandaluri. Suntem gata de circ. Ne-am luat popcorn, cum zicea Ponta, și belim ochii la televizor. O întrebare. Oare Olguța Vasilescu e pregătită pentru legea pensiei? Cu nervi, zic. După legea salarizării i-a dat doctorul voie să lanseze atât de repede și legea pensiei? Nu e nevoie de o perioadă de refacere, de... Olguțu, am impresia că joci pe semnătură proprie. Treaba ta? Eu zic că nu mai e mult până departe, pentru că deja suntem cam pe finalizare cu calculele. Am vrut să fim foarte, foarte exacti. Într-o lună o vom scoate în dezbaterea publică și atunci va fi festival de declarații pe legea respectivă. Probabil că nu o să mulțumim pe toată lumea. Toată lumea? Nu va mulțumi pe toată lumea? Doamnă, după experiența cu salariile, mie că nu veți mulțumi pe nimeni. A, îi veți mulțumi pe cei cu pensii speciale, că pe aia îi doare la tenis. Din felul în care pune problema, ați observat? Olguța chiar crede că e competentă, da? Serios, o țață crescută de Vadim Tudor, care habar n-are de capul ei, nu e doar lăsată să gestioneze un sistem foarte important, poate cel mai important din România la ora actuală, dar i s-a dat pe mână reforma, ceea ce spune totul despre rahatul în care ne aflăm. Olguțo, poate ești la televizor zilele astea, la lingăi la care mergi tu de obicei, să ne explici cum se face că 1,9 milioane de contracte de muncă, adică 30% din total, au scăzut după trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Can be supported by measures such as mandatory paternal leave. Marș du tramvai. Uite, idee de business. Vacanțe pentru perioadele în care scoate Olguța câte o lege. Da, frate, să pleci din țară pe toată perioada circului. Frumos te urci în autocar. Haideți să scăpăm de ideile crețe ale doamnei Olguța. Ne întoarcem peste 3 luni, când se mai domolește isteria. Păi nu era bine să fii plecat din țară acum cu pilonul 2 de pensii? Nu naționalizăm, adică nu desfințați, dar vom explica foarte clar tuturor persoanelor care sunt cotizante la acest pilon 2 cât va fi pensia lor, pentru că oamenii au așteptări și am constatat, stând de vorbă cu foarte multe persoane, care cred următorul lucru, că vor avea pensia de stat echivalentă cu a unor persoane care nu sunt la pilonul 2 de pensii, la care suplimentar se va mai adăuga și această pensie. A, explicați până faceți bubițe la botic, explicați până vi se usucă limbuțele, până vă pică fălcuțele, dar lăsați banii acolo, da? Asta era, mă, problema, că nu știu oamenii ce e cu pilonul 2. Și ce au zis ei? A, dacă nu știu oamenii ce e cu pilonul 2, ce-ar fi să... Să luăm banii de acolo. Cu ce vă deranjează să explicați? Explicați, hai! Dar cu cât explicați mai mult, cu atât e mai clar ce ați vrut voi să faceți acolo. Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației. Frate, cum e viața asta!
Ne gândim tot timpul la bani, dar uităm că și alte chestii sunt importante pe lumea asta. De exemplu, lingourile de aur. Sebastian Vlădescu a plătit cu lingouri de aur de 100.000 de euro o parte din cauțiunea de 1 milion pe care au stabilit-o procurorii. 3 kg de aur a dat Vlădescu din propriul buzunar, ca să zic așa. Pare că restul cauțiunii o să o achite cu un cufăr plin de coliere, bănuți de aur și pietre prețioase, doar că l-are îngropat undeva pe o plajă pustie și trebuie mai întâi să sape după el. Cum o fi fost faza? Da, v-am adus astea 3 kg de aur ca să vedeți că sunt om de cuvânt, îmi trebuie și mie o lopată și să mă lăsa să merg până undeva, revin într-o săptămână cu restul. Parol! Ați achitat cauțiunea pe care v-au lăsat? Nu, integral. Și, domnul Sebi, ca finanțist așa, ce părere aveți dumneavoastră? Să investim în aur în perioada următoare? Atât de nasoală e situația? Oricum, domnul Vlădescu e cam bancul ăla. Ce face românul când rămâne fără bani? Mai vinde un lingou de aur. Sebastian Vlădescu, fostul ministru al finanțelor în guvernele Tăriceanu și Boc, și-a plătit o parte din cauțiunea de 1 milion de euro, folosind mai multe lingouri de aur. Este vorba în total de 3 kg de aur în valoare de peste 100.000 de euro. Probabil că a dat lingourile alea fără nicio emoție. Nu-și face probleme că nu și le ia înapoi la finalul procesului. Păi a văzut și el valul de achitări din ultima perioadă. DNA trece acum printr-o eclipsă de formă. Pare că joacă numai cu rezervele. A luat bătaie de la toți, bă. Ponta, Tăriceanu, Toni Greblă, Dan Radu Rușanu. Dar Chioveși e tot acolo. Rezistă mai ceva ca neapiții pe vremuri la echipa națională de fotbal. Păi cum să ai emoții acum cu DNA-ul? Cu echipa asta? Scap de părnaie și dacă ești vinovat. Acum totul depinde de dumneata. Oricum, Vlădescu a venit cu lingouri de aur, Vâlcovie cu tablourile, numai miniștrii care știu să-și investească banii am avut. Parcă văd că vine acum și doamna Udrea să-și achite cauțiunea cu serialul ăla de pe Netflix, inspirat din viața ei. A? Opa! S-a întors Klaus Iohannis la locul faptei. Nu la treaba aia cu casa. Când l-am văzut, am crezut că a mai scris o carte, da. După alea două cu pașii, mă gândeam la ceva cu mersul pe bicicletă. Prima pedală, ceva de genul ăsta. SUA este invitat de onoare la târgul de carte Gaudeamus, iar Iohannis, președinția de fapt, patronează târgul. Faza aia cu subînaltul patronaj al... Da, că na, Iohannis, subînaltul patronaj. Când era Băse, era sub micuțul și clătinatul patronaj al... Un fel de, bă, vin și eu la lansare, spun câteva cuvinte, ce altceva să fie? Avem nevoie de o politică publică menită să crească interesul pentru carte, să încurajeze lectura, să sprijine exprimarea creativă a autorilor români și să modernizeze infrastructura publică dedicată cărții. Da, da, sigur, sigur, avem nevoie de politică publică menită să... Chiar voiam să vă întreb, domn președinte, nu știți pe cineva care să se priceapă la asta? Na, vă vedeți cu mulți oameni, prin delegații, prin concedii, nu ne puteți recomanda și nouă un om priceput? Plătim, aia e, dar să ne rezolvăm treaba. N-are rost să vă mai spun cât de puțin se citește în România și cât de lovite au fost industria de carte și presa scrisă. Cu bună știință, în regimul Băsescu-PDL, presa scrisă a fost masacrată, iar industria cărții călcată în picioare de criza economică. E atât de normal să se întâmple asta într-o țară în care politicienii nu citesc nimic, mulți dintre ei fiind agramați, semi-analfabeți, uitați-vă la Veorica. Câte propuneri n-au fost făcute din partea presei sau a editorilor de carte, de la vouchere la modificări de TVA sau modificări de taxe și impozitare pentru a stimula industria printului. Da, hai, lasă, să trecem la mizeria politică, să ne bălăcim mai departe în propria incultură, în propria suficiență, în analfabetismul tot mai răspândit. Faptul că acum PSD-ul recunoaște că vrea să transforme pilonul 2 de pensii, este o veste proastă, foarte proastă. Aș putea să spun că este începutul sfârșitului pentru pilonul 2. Chiar! Începutul sfârșitului pentru pilonul 2. Gata, domn președinte, v-am găsit titlul de carte. E prea bun să nu spuneți că puneți pe cineva, în noaptea asta o scrie, mâine e în tipar, sâmbătă puteți să o lansați la târg.
Traseismul politic este un fenomen care viciază politica românească de mulți ani. Până când nu se maturizează clasa politică și până când electoratul nu sancționează astfel de mișcări, probabil vom asista în continuare la schimbări de tabere. Da, e un fenomen, n-avem ce să-i facem, asta e, poate e un fenomen cum sunt fenomenele naturii, da, ca ploaia, ca vântul, poate așa e și traseismul, n-ai ce să-i faci, domne, măcar să bage ăștia la meteo, cod roșu de traseism, scursurile politicii românești au rupt malurile și trec dintr-un partid în altul. Frate, dacă puneai o râmă, un creier de râmă, dacă puneai procuror să se ocupe de pădurile din România, tot ajungeai până acum la sute de inculpați. Iată, după zeci de ani de hoție ca în Codru, din Codru ca în Codru, în sfârșit, Dicot face niște percheziții. Ce băieți, nu prea mai e nimic de furat și v-au dat voie să faceți și voi niște dosare în domeniu, să prindeți 2-3 amețiți și să pară că ați lucrat și voi ceva în ultimii 30 de ani? Și cum v-ați gândit? Ce bănuiele ați avut? Oare v-ați dat seama că se fură când v-ați dus la munte și ați văzut că nu mai e pădurea? Dar voi, domnii de la DIICOT, citiți presa? Vă uitați la TV? E plin de cazuri cu mega furturi de păduri. Primii care trebuie să fie anchetați pentru furtul de păduri sunt procurorii României, apoi hoții, procurorii și complicii lor de la servicii. Bă, papagalii lui Siguranță Națională, fură ăștia țara de sub noi și voi dormiți. Mă rog, nu dormiți, nu, le arătați și drumul pe unde să fugă. Mă mir că n-au apărut filmări cu voi escortându-i pe hoți până la graniță. Polițiștii și procurorii de la DIICOT au stabilit că ar fi fost făcute exploatări ilegale, s-ar fi falsificat documente care ar fi atestat felul în care au fost tăiați copacii din pădurile României, ar fi fost falsificate documente care să fie atestat că acești copaci au fost tăiați în mod legal. Sunt acțiuni care datează încă din anul 2011, făcute de investigatori. Începând cu 2011, serios? E începând cu decembrie 89, băi, începând fix cu decembrie 89. În timp ce se bucura poporul, unii s-au apucat să taie păduri, să fure, să care. Mai mult de atât, jurnaliștii au făcut anchete cu video, cu tot ce vreți, mă, înregistrări, acte, tot legat de băieții ăștia de la Holz Industrie. Ce s-a întâmplat? Nimic. Acum sunt percheziții și acolo. Prejudiciul cică e de 25 de milioane de euro. 25 de milioane de euro sunt probabil pădurile care dispar într-o lună din țara asta. Sunt ciuate fără marcă, pe care le-am văzut eu. Nu vă îngrijorează lucrul ăsta? De-aia ai venit aici? Da, de asta. Am venit și la dumneavoastră, mă duc și la ești alții. Ești în măsură să faci așa ceva, să faci control? Dar de ce v-ați enervat? Ce vă deranjează? Domnule, te rog frumos să-ți iau orice mașină să dispar de aici. Dar de ce? Băi, că eu sunt pașnic, eu nu v-am făcut nimic. Stai, mă, prietene. Stai, uleacă, că nu ți-am făcut nimic, tată. Bă, nu că stai, mă, nu-i treaba dumneavoastră, ce-i în pădurea asta. Să ne înțelegem, exact aceeași situație este și în Delta Dunării. E furt organizat la scară industrială. E o industrie a hoției și acolo. Noi vedem când și când la televizor pe unul care fură cu o căruță sau cu o mașină lemn pentru încălzirea casei. Ce se întâmplă însă în România, marea hoție, aia care taie răsuflarea țării, aia e cu zecile de milioane de euro lunar, aia e la scară mare, cu instituții implicate, cu tot ce trebuie. Așa, ca idee, facem un pariu, cam pe când se va încheia dosarul, dacă va fi un dosar? Hai să ne mai auzim prin 2023, a? Dacă o mai fi România până atunci, dacă nu o fură unii într-o noapte cu totul. Și cine a mai venit? Cine a mai plecat? Care mai e mersul pe bursa șobolanilor? PSD-ul a început ziua cu o scădere de 11 puncte, dar și-a mai revenit spre prânz. PMP-ul a scăzut cu 3 puncte, iar dacă aveți niște liberali în portofoliu, brokerii vă sfătuiesc să-i mai țineți puțin, că s-ar putea să le crească prețul. Reușim să-l întărim pe Dragnea. Pe mijlu, Dragnea training-ai, să-i fie de bine.
I-am trimis lui Dragnea trei lingă, să-i fie de bine. S-a gândit el cum s-o dea să pară că nu-i pasă. Da, domnul Băsescu, evident că e mai bine că au plecat ăia trei. S-a mai eliberat puțin locul prin PMP. Vine vara, era înghesuială, căldură mare. Poate mai băgau vastul și prin frigiderul partidului. Dar lasă, lasă că se întoarce Elenita. Ah! Ai văzut ce a promis în interviul ăla de pe GSP? Și să umple imediat locul. Da, îl umple Elena cu personalitatea ei. E cea mai bună, ai zis, matale de mult. Unul din cele mai bune produse ale politicii în PDL în ultimii ani. Dar până se întoarce Elena, să vedem ce a mai rămas din partidul lui Băsescu. A rămas evident partea plină a paharului, bă, nu partea goală. Rămâne un partid mai sărac în parlamentar, dar mai curat. Și în orice caz mai puternic. Mai uscat, mai curat? Dacă vrei, poți să uzi și canapeaua, Nea Traiane. Parcă așa era reclama, nu? Așadar, ce-a rămas? Trei camere, balcon, gresie, termopan, boxa la subsol și câțiva parlamentari. Puțini, dar buni. Au rămas lingăii de calitate, evident. Această hoardă de propagandiști sunt aceiași care, dacă vă aduceți aminte, mă proslăveau pe mine. Lingăi voluntari. M-a lins fără să-i cer. Voluntar a fost. Bă, râdem, glumim, dar uite, uite că a apărut serialul cu Elena Udrea. Mă rog, nu chiar serialul de $1,000,000 de pe Netflix, ci telenovela gratis de pe Gazeta Sporturilor. Bună și asta, nu zic, foarte bună. Elenita noastră dezvăluie că s-a gândit să intre în politica din Costa Rica. Oh, parcă și văd niște afișe mari, mari, pe care scrie bună pentru Costa Rica. Ai, ai, ai! Mă gândeam că dacă trebuie să stau mai mult, trebuie să văd care sunt condițiile să intru în politică. Trebuie să fac ceva să-i ajut pe oamenii ăștia aici. Da, da, a vrut să le pună coșuri de gunoi și să le construiască o canalizare. Da, știu, voi v-ați gândit repede că a vrut să le dea niște pantofi cu toca la inundațiile din România. Hai mă, nu fiți răi, că nu vă merge cu ea, nu? Adevărul e că pur și simplu nu se poate abține. Doamna Udrea trebuie să ajute, altfel nu poate să trăiască, domne. Ăsta e destinul ei. Poate ați uitat, dar în prima parte a interviului a povestit că de mică a visat să conducă și să salveze România. Iar dacă binomul a gonit-o în exil, asta e, s-a orientat. A zis să se implice în Costa Rica. Am considerat mai important să-mi văd lucrurile serioase de aici decât să răspund la toți nebunii care scriu pe Facebook toate tâmpenile. Da, a povestit multe doamna Udrea în GSP. Pare nevorbită, deși spune că se vede destul de des cu români. Înțeleg că mai schimbă câte o vorbă și cu iubitul rămas în România, dar nici cu el nu se mai înțelege foarte bine, că e cam dus cu plut, așa la. Mai nou, când mă enervez, vorbesc urât și înjur pe toată lumea. Deci am discuția asta inclusiv cu iubitul meu, care este hashtag rezist. I-am zis, mă, nu înțelegi nimic. El începe, clasa politică n-a fost în stare să facă nimic. Ați fost la putere și n-ați fost în stare să faceți autostrăzi. Păi auzi, iubitul doamnei Udrea e cu mișcarea rezist. Doamnă, de ce unul dintre ăia care urlă în gura mare DNA, să vină să vă ia? Nu se poate. Și vă ceartă că n-ați făcut nimic pentru țară? Incredibil. Dar cu toate astea vă iubește, nu? Iar dumneavoastră nu-i mai ziceți nimic când vă... A? Nu știu, ați putea să vă îmbrăcați în jandarberiță, așa. Poate să-l pedepsiți nițel cu pulanul peste... Mă rog, vai, dar ăsta chiar e subiect de film, nu? Decât să scrieți proiecte cu coșuri de gunoi, mai bine scrieți un scenariu, doamna Udrea. Shonda Rhimes, ce scenariu ai făcut în alea 7 sezoane la Scandal? Ha, ești pistol cu apă, fată. Să vezi la Elenita scenariu de film ca lumea. Programul de guvernare merge mai departe. E ca Transiberianul. Schimbă locomotiva, o schimbă pe vodcă dacă e nevoie și merge mai departe. Nea Livache, apropo de programul ăsta de guvernare foarte bun, când vedeți că țara începe să-și dea ochii peste cap și se face albă la față, să vă opriți, da? Să nu-i luați tot din buzunare, să o lăsați la marginea drumului inconștientă. Vă rugăm noi. Sau... Bine, domne, luați-i tot din buzunare, da? Măcar sunați la 112. E păcat de ea să moară așa tânără, abia face 100 de ani. Se lansează programul Investește în tine. Bună idee! După ce ați investit atâta în voi și în partide, ar cam fi cazul. Și acum, fără glumă, e un program foarte, foarte bun.
Se referă în special la investițiile pe care o persoană le poate face în propria sa dezvoltare, adică în propria educație, cultură sau sănătate. Acest program este însă mai generos și va include și investițiile în dezvoltarea personală a membrilor familiilor. Pe scurt, credite pentru studii, pentru cursuri, pentru investit exact în tine însuți. Credite fără dobândă, fără comisioane pentru cei care le iau. Toate acestea sunt suportate de stat. Auziți, pesediștii, asta nu înseamnă că nu mai băgați banii în școli pe ideea lasă-mă, lasă că se împrumută oamenii și merg la particulare, da. Mă gândeam dacă tot apare programul ăsta, doamna Dăncilă n-ar putea să-și continue și dânsa studiile? Valoarea creditului. Astfel, în cazul tinerilor între 16 și 26 de ani, creditul poate avea o valoare inițială de 40.000 de lei. În cazul persoanelor între 26 și 55 de ani, valoarea creditului e puțin mai mică, respectiv 35.000 de lei. A, eu zic că își permite și doamna Dăncilă. Două zile la coafor și ia-ți banii de garanție. Termină și dânsa 8 clase. Doar pentru 20% din sumă e nevoie de garanție. Restul de 80% fiind garantat de stat. Chiar e un program foarte bun care trebuie susținut. Însă asta, cum am zis, nu trebuie să ia locul măsurilor sociale. Adică acum nu o să-i puneți să facă un astfel de credit pe copiii din mediul rural care merg la școala generală. Acolo e vorba de cu totul altceva. Acolo statul trebuie să ofere gratuitate. Mă rog, vom vedea în zilele următoare ce înseamnă exact un astfel de program, care îi sunt limitele și ce ar mai trebui modificat la el. Că n-a, e făcut de PSD. Chiar mă întrebam așa, băi, politicienii lupește, voi toți, nu e vorba de PSD sau de PNL, toți, câți bani europeni s-au tocat pe tot felul de formări profesionale și reconversii, câtă fraudă, bă, sute de milioane de euro pentru nimic. Mă rog, pentru prieteni și prieteni de-ai prietenilor. Ia uite-mă la ei. Ia uite-mă la ei și le-am zis. Iar l-au scăpat pe Orban prin curte. Ce v-am zis, mă? Ce v-am zis? Raluca, Alino, ce-am vorbit noi? Mâncare, somn și îl scoateți de două ori pe zi 5 minute să-și facă nevoile. Da, atât, mă, atât că e periculos. Păi în câteva minute a distrus PSD-ul, frate. Ce vorbește? A ras tot. A sesizat comisia de la Veneția. A depus moțiune, a făcut glume. Mă rog, ce crede el că reprezintă glume? A măturat pe jos cu traseiștii. Show, frate, show a făcut. Bale în finala de la Kiev a fost pantaloni scurți. Partidul Național Liberal a luat decizia de a depune în cursul acestei săptămâni o moțiune împotriva ministrului finanțelor Eugen Teodorovici la Camera Deputaților. Moțiunea îndreptată împotriva ministrului finanțelor are la bază tentativa de naționalizare a pilonului 2 de pensii. E, asta așa în deschidere, o moțiune de încălzire. Mai depun una, asta cu Orlando e pe ideea. Hop, ia-o și pe asta, ia uite acolo. PSD-ul pleacă pe fentă și PNL cu Ludovic Vârf împins atacă în altă parte, de fapt. Strategie? Bă, bă. Am aprobat depunerea în cursul săptămânii viitoare a unei moțiuni împotriva ministrului Andrușcă, ministrul economiei din guvernul PSD-ALDE. Moțiunea va fi depusă în cursul săptămânii viitoare la Senat. Acolo e ținta, bă, la Andrușcă. Ce? Nu știți cine e Andrușcă? Nimeni nu știe, stați liniștiți. E un băiat de care am mai râs noi aici. E așa o corcitură de Dăncilă cu motostivuitor, ceva groaznic. La a doua întrebare. Unde e? Domnul ministru, vă rog frumos, opriți-vă, că dumneavoastră spuneți teorie. V-am întrebat simplu, când aveți de gând să aprobați, să trimiteți spre legea redevențelor? Dar lăsați foaia aia și ziceți așa, când? Mulțumesc, vă rog. La sfârșitul lui februarie, noi sperăm că legea va fi adoptată. Și apoi zic că avem ceva cu ei. Cum să iei un asemenea păcălici și să-l pui ministru? Cât de arogant să fii să-l pui pe unul ca Andrușcă în guvern? Cât de nepăsător față de opinia publică? Cam cât să te doară la spate de țara asta?
Logic te gândești, un partid scoate în față oameni de care să nu râdă toți, ci pe unii care sunt cât de cât ok, cât s-o putea. Ei bine, nu, în guvernul ăsta, nu știu, zici că e circ ambulant. Ia, Ludovic, dă-mă cu ei de pământ! Partidul Național Liberal a reușit sesizarea Comisiei de la Veneția prin intermediul Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Astăzi am hotărât ca Partidul Național Liberal să demareze procedura de sesizare a Comisiei de la Veneția prin intermediul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, mai precis Comisia de Monitorizare și Comisia Juridică, în privința propunerilor de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedură Penală. M-a făcut adresă cu cerere, număr de ordine, a plătit taxă de timbru. Acu așteaptă. În partid îi se spune Ludovic Pitbull Orban. Când apucă, nu mai dă drumul, ci că pune Raluca furtunul cu apă rece pe el, doar atunci mai lasă, în rest zici că e turbat. Parcă suntem în Mercato. A crescut febra. Am rămas cu un gust amar să văd că parlamentarii ai lui Băsescu parcă fac tot ce pot să salveze guvernul. A, gust amar? A rămas cu gust amar. Poate nu e de la traseiștii PMP, poate e de la traseiștii luați de PNL. La asta te-ai gândit? Sau, poate, Ludovic, fii atent, poate e de la greața aia mare când ați înghițit voi PDL-ul, poate-ți vine înapoi pe gât PDL-is, frate, a? A, și după aia o auzi pe Dăncilă. Nu am nicio emoție, cred în colegii parlamentari, cred în votul românilor și cred că atunci când vorbim de democrație trebuie să avem în vedere în primul rând votul românilor care au votat o coaliție de guvernare, care au desemnat un guvern care trebuie să pună în aplicare programul de guvernare. Nu am emoții. Doamne ferește! Da, numai asta poți să mai spui după ce o auzi pe această femeie. Doamne ferește! Aproape tot ce zice e greșit, prostesc și fără sens. Ce legătură are votul românilor cu o moțiune? Ce desemnare de guvern au făcut românii? Pe bune, doamnă, nici nu știți cum funcționează democrația nivel basic, așa? Sau la dumneavoastră acolo la Bruxelles? Ci că n-are emoții. Sigur? V-ați căutat prin toate buzunarele, doamnă? Să trecem la vești senzaționale. Se anunță un an bun pentru agricultură. N-ați văzut ce sisteme de irigație avem? Par și foarte ușor de construit. Nu trebuie decât o cruce veche din lemn și un cor de femei care să spună o incantație din negura vremurilor. Ci că pe urmă vine ploaia garantat. Nici rușii, nici americanii nu pot să controleze atât de bine fenomenele meteo. Doamne, l-ați văzut pe acel copil cum căra o cruce din lemn mai mare decât el? Pe bune, acum ce secol a fost făcută filmarea asta? Acesta este ritualul Caloianului, un vechi obicei, păgând la origine, păgând, da, să ne înțelegem, credincioșii lui Pește Prăjit, de invocarea zeului care aduce ploaia. Serios? Așa ne asigurăm noi că o să avem recolte bune? Asta e strategia noastră din agricultură? Parcă am trecut de mult ca specie de etapa aia în care invocam spirite și zei ca să ținem piept elementelor naturii. Acum înțelegem natura altfel. O explicăm cu ajutorul științei, o controlăm cu tehnologia. Până și biserica e de acord cu asta. Dar ce spun eu, sunt chestii elementare, până și pentru domnul Petrică Daia. Nu fug, nu vă speriați. Nu fug din fața ploii, eu nu fug nici din fața sacului. N-ar nimic. Rămâneți dumneavoastră că sunteți neobișnuite cu asemenea situație. Eu sunt obișnuit, așa că lăsați-mă aici, unde m-a prins ploaia, că este bine. Păi de-aia merge oaia cu capul plecat. Îi e rușine de unii țărani români care cheamă ploaia prin ritualuri precreștine. Să ne dea ploaie, pentru ploaie facem așa ceva. Pentru ploaie. Înainte bătrâni așa făceau.
Acum, bătrânii spun multe, nu trebuie să credem tot ce zic. Pe vremuri, bătrânii spuneau că soarele se învârte în jurul pământului, că pământul e plat și multe altele. Mă întreb totuși dacă doar pentru ploaie există asemenea obiceiuri. Adică, nu ne-au lăsat bătrânii și un ritual de ăsta prin care să invocăm autostrăzile? Oare cum sună incantația care o să abată asupra noastră un învățământ decent? Eventual și niște școli noi, unde elevii să învețe că superstițiile nu rezolvă nimic. Uite însă că se mișcă un pic lucrurile și în domeniul sistemelor de irigații. De câteva luni, Petrică de-aia umblă prin țară și mai repornește câte o pompă de apă. Târziu, foarte târziu, știu, dar ce să mai spunem, așa e la noi. Iar astăzi, mirosind că-i rost de publicitate cu irigațiile, i-au dat-o pe Veorica Dăncilă și i-au trimis să inaugureze împreună o stație de pompare din județul Vrancea. Hai mă, nu fiți răi! Cum ați auzit de Daia și Dăncilă, imediat v-ați gândit la Paparuda și Caloianu. Bă, ce oameni! Bă, să ne fie rușine, da? Nu putem vorbi de eficiență în agricultură, de competitivitate, fără a avea irigații. Și cred că acest lucru este important și este apreciat de către fermieri. Sigur. Da, e un început acum. Doamna Dăncilă a vorbit cam 20 de secunde, atât. Apoi a preluat legătura domnul Daia, care a ținut-o fără întrerupere vreo 5 minute. Păi ce să zică Dăncilă? Doamna Veorica a reușit să spună competitivitate și gata, m-a obosit, a epuizat-o acest termen. Mai departe a turuit Daia, până s-a băgat un baronete și a luat cuvântul fără să-l întrebe nimeni nimic. Nimă! Evident, acum există și posibilitatea prin investițiile pe care le-am avut ca să ducem apa la plante. Eu mă bucur foarte mult că în sfârșit strigătele mele au fost auzite de guvern. Pe doamna prim-ministru și domnul ministru Daia au fost foarte receptivi și iată că am făcut primul pas istoric în ceea ce privește polul secetei din România. Și flăși cu o limbă mare și umedă pe fundul de la centru. Dar tu, baronașule, de ce n-ai mișcat nimic în ăștia 100 de ani în care ai condus județul ăla, polul secetei din România? De ce ai lăsat să se usuce pământul și n-ai pus mâna să faci ceva? Ce jenant! Apropo, vezi că ai uitat să zici de Dragnea și programul de guvernare? Luați bă aminte de la Dăncilă că măcar atâta lucru știe și ea la perfecție. Un guvern care trebuie să pună în aplicare programul de guvernare. Ați observat? Aproape că nu există o declarație în care Dăncilă să nu repete că pune în aplicare programul de guvernare. Singura propoziție pe care o poate rosti fără greșeală. Atât. Teleghidată, nu alta. Cred că de-aia e atât de încordată când apare pe undeva. Să nu uite formula magică. Punem în aplicare programul de guvernare. Punem în aplicare programul de guvernare. Punem în aplicare programul de guvernare. E un ritual, că tot vorbeam mai devreme de ritualuri. Ce este soarele? Soarele? Soare. Ce este? Soare răsărit. Soare. O planetă. Soare. Hai, stați noastră că vă căștiți. Bun. Este o? Soarele. Soare, pământ. Nu, soarele vă întreb. Da, soarele cu pământ. Și ce este soarele? Soarele. Soarele pe cer. Dar ce este el, mai exact? Păi nu știu ce, în ce sens vă referiți. Vreau să vă întreb dumneavoastră dacă știți ce este soarele. Lumina vieții, ce să fie? Deci soarele noaptea se transformă în lună. Așa cred. De unde știți asta? De foarte puține au știut. De la școală. Ca o planetă nelocuită. Soarele e un soare care ne încălzește. Dar ce este el acolo sus? Nu știu ca să spun. O planetă, ce este el? O planetă. O planetă care ce face? Care încălzește cerul, pământul. Aveți idee de unde atâta putere de a da această căldură? Nu știu ca să vă spun de unde da atâta căldură. E ca un foc? Cum e? Cam ce credeți că este acolo pe planetă? Mai ceva ca un foc. Cum reușește soarele ăsta să facă lumina asta și căldura? Din lună. Cum adică din lună? Soarele nu iese din lună. Și luna? Luna după pământ. Am înțeles. Și spuneți că soarele se transformă în lună? Da. Ce este în final el așa? Cam, cum a spus dumneavoastră că ar fi soarele ăsta? Ce ar fi? Lumină, ce să fie? Nu, el acolo a spus că este eclipsă, adică... Da. În ce sens este eclipsă, soarele? Totală? Ce este el? Dacă, sigur l-ai văzut.
O planetă, nu știu ce. O planetă. Da. Ce este pe ea? Ce crezi tu că este pe Soare? Cum să fie? Cald? Ce să fie? Nu știu ce este. E cald. De ce crezi că face căldura asta Soarele? Ai văzut, Pământul, de exemplu, nu face. Ce e diferit pe Soare? Nu știu. E un foc, e ce? Ce credeți? Foc? Are vreo legătură cu Luna, Soarele? Presupun că da. Care ar fi legătura? Că dacă ar fi, ar fi și Luna și Soare în același timp, dacă nu ar avea legătura. Dacă... Care ar fi legătura dintre cele două? Nu știu, rotirea Pământului de zi-noapte. Să definim Soarele. Credeți că locuiește cineva acolo, pe Soare? Planetă? Locuiește cineva acolo, pe Soarele ăsta? Are locuitor, cum ar veni? Nu cred. Credeți că locuiește cineva acolo? Extraterestri. Ați auzit? Ați văzut? Nu ați văzut, bineînțeles. Obligat că n-am văzut. Unde? Până cărți, până Biblie. Că acolo, pe Soare, sunt extraterestri? Da. Cum ar arăta unul ăsta? Aveți idee? Baterii.